O licitație deschisă pentru achiziționarea grâului alimentar din recolta anului curent, desfășurată de către Agenția Rezerve Materiale în perioada 18 august-12 septembrie, s-a încheiat fără rezultate. Potrivit Infotag, n-a fost depusă nicio cerere de participare la licitație. Potrivit portalului AgroExpert, Agenția Rezerve Materiale planifică să completeze rezerva de stat de grâu alimentar aproape cu 42.000 de tone. Bugetul total pentru achiziția a constituit 201,6 milioane lei, iar prețul propus a fost de 5,20 lei per kilogram, mai mare decât cel estimat anterior, fiind de 4,83 lei per kilogram. Era planificată achiziționarea grâului în 8 loturi, în funcție de volumul și locul de depozitare, de la 2.000 la 6,9 de tone, cu un buget de la 9,6 milioane la 33,6 milioane de lei pentru fiecare lot. Aprovizionarea cu grâu achiziționat pentru rezerva de stat urma să fie asigurată până la sfârșitul anului 2022. Cu toate acestea, n-au existat oameni dispuși să-și vândă recolta statului. Agenția Rezerve Materiale n-a decis încă ce va face în continuare, dacă va anunța o licitație repetată sau va abandona această idee.